Serviciul de gospodărire urbană Ploiești cumpără de la Direcția Silvică Prahova 4 brazi. Aceștia vor fi aduși miercuri în municipiu. De Sfântul Nicolae vor fi tăiați la câmpina la Ocolul Silvic și vor fi transportați cu un trailer în centrul orașului Ploiești. Vor fi un număr de 4 bucăți și SGU se ocupă ca în fiecare an ca să-i pună pe poziții, ca să fie după aia împodobiți de cine hotărăște primăria. Cei 4 brazi măsoară între 10 și 20 de metri. Cel mai înalt va fi amplasat în fața Palatului Administrativ, altul va fi pus în parcul de lângă primăria Ploiești, iar ceilalți doi în sensul giratoriu de la Caraiman. Între timp se montează și căsuțe pentru târgul de Crăciun în zona pietonală din centrul civic. Tot aici a fost amplasată și căsuța lui Moș Crăciun. Sigur, e foarte bine, e foarte frumos. Dar era frumos și cu brăduțul de Crăciun, nu? Tot aici. Mâine o să vină și bradul. A, bravo! Ne bucurăm! Ne bucurăm să vedem. A, mâine aduce bradul. A venit și-o cu nepoței. Da. Frumos din partea primarului. E, frumos, dar nu? El e cu organizarea asta. Se bucură cei mici, nu? Cum? Păi da, ceva dulce, nu știu ce, jucării. Și amenajată și o căsuța lui Moș Crăciun aici. Ia, da, aha. Dar cu Iisus a adus? Nu, încă nu. Cu Maica Domnului. Adică cu Iisus. Și sceneta. Da, eu să aduc spala, că nu e de-abia început. Foarte bine, e un lucru bun. Toate orașele în țară au, noi mai puțin ca de obicei. Noi cu întârziere, dar o să fie ceva. Cu întârziere întotdeauna, corect. Dar e bine că încep să se miște autoritățile, să gândească și ei pro-Europa. Avem nevoie și de astfel absolut. De... Absolut. Sperăm să fie și de calitate tot ceea ce intră în aceste căsuțe. Urmează să fie montate și beculețele în Ploiești. Conducerea primăriei a anunțat că va aprinde iluminatul festiv pe 15 decembrie.